Angajații din sistemul sanitar se pregătesc de grevă. Aceștia se vor alătura sindicaliștilor din învățământ pe data de 31 mai. Sanitas nu se va limita însă la o singură zi de grevă. În timp ce parlamentarii vor discuta moțiunea de cenzură, sute de angajați din sănătate vor forma un lanț uman în jurul Palatului Parlamentului. Sindicaliștii spun că reducerea cu 25% a salariilor este dezastroasă pentru angajații din spitale. Mulți dintre ei au venituri derizorii, iar tăierea salariilor îi va lăsa muritori de foame. Liderii de sindicat din unitățile sanitare publice din județ s-au întâlnit la sediul Sanitas din Bacău pentru a pune la punct planul acțiunilor de protest care vor urma. Sindicaliștii din sănătate pregătesc două greve generale. Una dintre acestea va avea loc pe 31 mai în solidaritate cu angajații din învățământ. A doua acțiune se va desfășura în ziua în care parlamentarii vor vota moțiunea de cenzură împotriva guvernului Boc. Sute de angajați din spitalele bucureștene vor bloca atunci una dintre porțile Palatului Parlamentului și vor forma un lanț uman în jurul clădirii. Sindicaliștii protestează împotriva reducerii salariilor cu 25%. Nemulțumirile noastre pleacă sunt mai multe motive. În primul rând că data de început cu 31 decembrie 2009, sala noastră au înghețat. Măsura care o ia guvernul cu privire la reducerea salariului cu 25% are implicații sociale asupra personalului medico-sanitar, în special a personalului auxiliar și asistenților medicali. Salariile sunt mici și nu mai putem acoperi cheltuielile utilității de gospodărie, să ne întreținem copiii la școli, la facultăți. Având în vedere că e o tensiune asupra noastră, asupra infirmierilor noastre, care au niște salarii derizori, deci de la 5.600.000, deci 560 bani vechi, o asistentă cu vorba aia, cu o grămadă de experiență, care nu doarme noaptea acasă, face sâmbete, duminici, sărbători legale, să ajungă undeva la un salar de 12 milioane încărcat, mi se pare o mare bătaie de joc. Și dacă mai intră și în ăștia, în bănuții ăștia puțin, nu știm cum ne vom descurca. Toți salariații sunt extrem de nemulțumiți. Nu s-a crezut niciodată că se va ajunge aici. Foarte greu am obținut drepturile salariale de-a lungul anilor și prin foarte multe acțiuni sindicale, prin luptă, într-adevăr. Și poate suntem din sistemul bugetar cei mai prost salarizați, iar acum, din acest puțin, să ne se taie 25% înseamnă, practic, sinucidere. Potrivit legii, în caz de grevă în sistemul sanitar, o treime din angajați trebuie să rămână la posturi și să asigure asistența de urgență. Sub nicio formă nu vom merge la măsuri extreme, cum au apărut în alte țări ale comunității europene și cu o democrație mult mai veche și mai cunoscută decât a noastră. Vezi Franța, unde spitalele au fost închise în totalitate și au murit oameni. Noi nu vom face acest lucru, dar trebuie totuși să atragem un semnal de alarmă decidenților politici, pentru că în ultimă instanță ei trebuie să aibă grijă de noi și nu poporul de guvern. Vor fi închise policlinicile, iar în spital se vor face doar internările și intervențiile de urgență.